Vă salut, 7 octombrie, luăm tratamentele, este fâșiile de lemn, tratamente deja au depășit o lună și pregătim de iarnă. Anul ăsta, cum s-a văzut, s-a anunțat ierni deosebit de grele, așa că punem polistirene sudat stânga-dreapta, ne pregătim de iarnă. Vă arăt câteva familii care deja le-am pregătit. Vreau să vă arăt aici un roi Buckfast. Un roi Buckfast. L-am făcut pe 20 iulie, la anul cu siguranță voi crește măci din el. Mi-a, îmi place, place ca prin fovară foarte dificilă. Are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dar asta e o ramă de la el, cum vedeți. Nu cred că mai are puiet acum nici. Deja este frig, noaptea a căzut brumă. Uitați. Buckfastul. Se vede, este... Aceasta este o matcă cumpărată, să știți. Uitați și aici. De polen galben vine. Mai sunt cea pe deal. Un roi care a mers foarte, foarte bine. Îl ținem sub observație. Vom vedea ce va face. Dar a mers bine. Aici avem familiile de producție. Vă arăt un pic să vedeți cum stăm. Zice era mernez. Deja le-am pus stânga, dreapta. În mâncare avem foarte, foarte bine, nu ne plângem cu mâncarea. Pentru acest an bate și soarele. E deja mai umbră la câmbăt. Poate că s-au trecut foarte frig. Avem... Sunt pregătite, le-am pus stânga-dreapta. Stăm fără grijă, sperăm. Le-am tratat, le-am făcut tot ce... Nu mai au rame, n-are sens, puiet nu are. Doar trage pe o ramă câteva ceruri, dar nu cred. Rame. Așa rămân. Avem măci. Avem albina și în capac. Nu ne îngrijorăm că vom muri de frig. Mai ales. Nu le-am dat niciun fel de pastă. Eu nu le dau așa ceva. Pastă, sau fel și fel de... Hai să vă mai arăt ceva familie care au dat tritaturi de miere anul ăsta. Hai un pic. Filmează în continuare. Iau de asta umbră mai ușor la el, cu capac din ăsta.
Eu s-a dat 3-4 de miere anul ăsta, la, la polifloră. Este mai ușor de umblat. Rădul mai am din astea, nu știu. Vin în partea asta aici. Aici nu știu dacă am găsit capace din astea. Vin aici în față. Asta este bine primul de aici în zonă. Tot pe 10 rame, majoritatea pe 10 rame. Mai apropie ăștia cu zoom-ul să vadă. Nu te apropia tare, să la distanță apropie cu zoom-ul să vadă. Ce zi, asta este situația. Este situația aceasta. Aici că este mai lumină. Cam peste tot așa. Sunt liniștite. Păduchi nu au absolut deloc. Cum am arătat, le-am tratat cu fumisan și varostop. Mai filmat aici, dar sunt care nu l-am filmat anul ăsta. Ia să vedem ăsta aici. Ăsta albastru, ăsta aici. Mă filmează mai de să vadă și aici capac. Vin cu partea aia. Aici sunt măci bucfas toate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai am și la deal. Sunt făcute pe 20 iulie. Sunt roi bune. Au 4 rame de albine. Hai să începem și vă arăt câteva și deci nu știu dacă am filmat aici vreodată.